Șoferii care parchează neregulamentar și nu își mai găsesc mașina trebuie să excludă riscul că le-a fost ridicată de poliția locală. La sfârșitul lunii martie a expirat contractul pe care primăria Constanța l-avea cu firma care se ocupa de ridicarea vehiculelor. Șoferii vor continua însă să fie sancționați. Cei care nu vor respecta regulile de circulație privitoare la opririle și staționările neregulamentare pe raza municipiului Constanța vor fi sancționați conform prevederilor legale. Cei care nu vor fi la mașină în momentul în care polițistul local va constata aceste aspecte, se va dispune măsura blocării autoturismului. Deci vestitele, așa zise, caracatite. Autoritățile spun că această pauză nu trebuie privită numai cu ochi buni. În situația de față, singura măsură pe care o putem lua e să-i blocăm roata respectivului care a blocat pe cel care ne sesizează și în momentul în care ne solicită deblocarea să-i aplicăm sancțiunea, dar asta poate dura o zi, două, o oră, e relativă situația. Accesul rămâne blocat, da? Deci, cu alte cuvinte, nu reușim să fim atât de eficienți pe cât ne-am dorit. Firmele interesate de contractul cu primăria Constanța mai pot depune oferte până la data de 2 aprilie. Conform planului de achiziții publice, primăria a inițiat deja un alt plan cu cereri de ofertă. Ofertele celor care sunt interesați de acest serviciu se pot depune la sediu primăriei până pe data de 2 la orele 14. Totul va reveni la normal abia după semnarea noului contract. Până atunci, polițiștii locali vor folosi exclusiv dispozitivele de blocat roți.